Peste 525 de milioane de euro vor ajunge în județul Hunedoara prin programul de tranziție justă. Mare parte pentru Valea Jiului, pentru că tranziția va presupune, după minerit, noi idei de afaceri, oportunități de a crea alte industrii verzi, de această dată, fabrici de baterii, de energie regenerabilă, dat fiind contextul favorabil din această perioadă. Despre ce trebuie făcut pentru ca banii alocați programului de tranziție justă să aibă și efectele scontate, s-a discutat Zilele trecute la Petroșani, unde a avut loc o întâlnire a primarilor din Valea Jiului, cu reprezentanții ai Consiliului Județean Hunedoara, ai ADR Vest, oameni de afaceri și potențiali investitori, care ar urma să scrie sau scriu deja proiecte de finanțare din fonduri europene. Pe programul de tranziție justă, județul Hunedoara are 525 de milioane de euro. Este o sumă foarte frumoasă și depinde de noi toți cum să o atragem. Suntem printre județele cu cea mai mare sumă, peste 60%, mergând spre domeniul privat. Trebuie să acordăm o atenție deosebită proiectelor și așteptăm cu nerăbdare lansarea tuturor proiectelor. Pot să spun că pe lângă banii care vin pe tranziție justă, mai avem foarte multe proiecte și vă pot spune cu mândrie că județul nostru a atras peste un miliard de euro fonduri europene până acum. Suntem printre județele fruntașe, a spus la Nistor președintele Consiliului Județean.